Pe scurt, primăvara. Era duminică, 18 martie, m-am trezit, m-am spălat, m-am îmbrăcat, am băut un ceai și mă gândeam să ies afară la o plimbare. Dar am observat ceva foarte straniu, ferestrele erau înghețate, primăvara, ce? Nu-mi vine să cred, am crezut că încă nu m-am trezit din somn. Sau e un bug al vieții reale. Am intrat la mine în cameră, m-am lăsat în pat și ne-am adus aminte că ne-am descărcat un joc foarte interesant. Jocul este făcut de amatori români, mereu îmi plăcea jocuri cu mașini. În joc poți să-ți stunezi mașina și să faci drifturi fără limite. Prieteni, voi aprecia dacă o să-l descărcați și o să-l lăsați un revive de 5 stele. Linkul va fi în descriere, e super tare. Haide împreună să facem drift. Iarăși m-am apropiat la fereastră. Am deschis fereastra, mi-a înghețat fața și am decis să ies afară să mă plimb o leacă. M-am îmbrăcat și am ieșit afară. Am deschis cu greu ușa, afară e un vânt și ninge mai tare decât iarna. Cum ar fi venit acum iarna? Am vrut să fac un om de zăpadă, acum primăvara. Am început să adun zăpadă, la un moment am înțeles că nu-mi simt mâinile. Am mers repede în casă, ușa nu se deschide, e prea multă zăpadă sub ușă. Am tras mai tare, s-a deschis, dar acum e altă problemă, mi s-a lipit mâna de ușă. Ce? Am tras mai tare și am intrat. Am intrat în casă, am mers la chiuvietă. Uf, ce bine, la mâini se încălzesc. Mi-am făcut un ceai și m-am culcat. M-am trezit, am crezut că e un somn. Merg la fereastră, deschid fereastra. Nu! Nu e somn! Pe scurt, primăvara. Motanaș, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!